Sâmbătă a fost o zi plină de emoții pentru echipa PMP Mehedinți. Locuitorii din Strehaia i-au primit cu entuziasm, întrucât pentru ei data de 6 decembrie înseamnă o nouă etapă pentru întreaga țară. Actuala guvernare îi dezamăgește pe tot mai mulți mehedințeni. Un partid al valorilor și al echilibrului care dorește creșterea nivelului de trai al cetățenilor, PMP vine cu propuneri și soluții concrete în folosul oamenilor. În decursul zilei de sâmbătă, membrii Partidului Mișcarea Populară au mers la Strehaia pentru a afla nevoile reale ale cetățenilor. Ion Cupă, candidat PMP pentru Camera Deputaților cu o vastă experiență politică și administrativă, vine în rândul semenilor cu soluții viabile, ca întreg mehedințul să cunoască schimbarea în bine. Suntem în campanie la Strehaia, în campania pentru 6 decembrie. Am stat de vorbă cu oamenii, din păcate vedem că sunt foarte multe nemulțumiri. Eu aștept oamenii din Strehaia să vină la vot pe 6 decembrie, să voteze poziția numărul 2 pe cele două buletine de vot, pe Ion Cupă la Camera Deputaților și pe Florin Gagea la Senat. Vă așteptăm la vot! Empatia, solidaritatea, dar mai ales implicarea sunt calitățile de bază ale unui lider desăvârșit. Loredana Cioc este candidatul PMP pentru Senatul României, o tânără de perspectivă cu 10 ani experiență în administrația publică, care va dovedi că nevoile semenilor vor fi prioritare. Pentru mine Strehaia înseamnă acasă. Mă întorc de fiecare dată cu drag în orașul meu natal. Sunt un om responsabil, ambițios, cu frică de Dumnezeu și mereu în slujba semenilor mei. Eu cred că o comunitate civilizată trebuie să meargă înainte cu toți semenii săi. Pentru asta este nevoie de empatie, solidaritate și implicare. Vă așteptăm la vot, votați poziția 2 pe buletinele de vot. Susținătorii echipei PMP sunt alături de candidați în data de 6 decembrie, acordându-le cu încredere votul. Rugăm cetățenii orașului Strehaia să se prezinte la vot pe data de 6 decembrie, să voteze cu Partidul Mișcarea Populară, candidații pe care Mișcarea Populară i-a propus pentru Camera Deputaților și pentru Senatul României. Sunt oameni care se bucură de un respect deosebit la nivelul județului Mehedinți. Sunt buni profesioniști. Domnul deputat Cupă are o activitate bogată în Parlamentul României și și-a pus amprenta asupra multor activități care au avut reușită în tot ceea ce dânsul a întreprins. Vă rugăm să aveți în vedere toată activitatea pe care domnia s-a întreprins-o, să vă prezentați în număr cât mai mare și să votați. Unii noi în lumea politică, alții cu experiență în spate, candidații PMP mehedinți la alegerile parlamentare sunt oameni dornici să se implice activ în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Aceștia au reușit să transforme PMP mehedinți în a treia forță politică în județul nostru.